Bună ziua, doamnelor, domnilor, bine ați venit la conferința de presă dedicată celor două evenimente pe care le pregătim începând de astăzi și este vorba de Săptămâna Europeană a Mobilității. Suntem la 21-a ediție la nivel național și cea de-a doua acțiune pe care o desfășurăm în parteneriat cu Asociația Montana Carpați, Let's Do It Carpați, Curățim Carpații. Spuneam că sunt două acțiuni pe care începând de astăzi le deschidem la Dărmănești în parteneriat cu școlile de pe raza orașului Dărmănești și nu numai, și salut aici prezența doamnei director Asandei, director la Liceul Tehnologic Dărmănești, a doamnei director Cenger, director la școala numărul 2, a profesorilor parteneri, și sigur că ce vedeți aici este doar partea de debut a acțiunilor noastre. Urmează ca timp de o săptămână să desfășurăm un program amplu legat de Săptămâna Europeană a Mobilității, iar în cea de-a doua acțiune, Curățim Carpații, încă de astăzi, acțiunea se desfășoară mâine e mai concertată, dar încă de astăzi un grup numeros de elevi de la, așa cum spuneam, școlile din Dărmănești participe la această acțiune. Pentru că, spuneam, acțiunile sunt în parteneriat cu școlile de pe raza orașului Dărmănești și aceste acțiuni au un program vast care se desfășoară pe parcursul unei săptămâni. Vă rog pe doamna directora Sande să ne spună câteva cuvinte legate de cele două evenimente. Bună ziua, vă spun și eu. Liceul Tehnologic Dărmănești a participat la fiecare activitate legată de Săptămâna Mobilității cu mult entuziasm. Elevii noștri sunt bucuroși pentru că se desfășoară aceste activități organizate atât de frumos, care se finalizează cu premii din partea primăriei. Și referitor și la cealaltă activitate, Let's Do It Carpați, deja copiii de la Liceul Tehnologic au intrat în acțiune. Ne bucurăm și sper ca alături de noi să vină cât mai multe școli. Vă mulțumesc! Aș vrea să completez și să spun că la acțiunea Let's Do It Carpați avem înregistrați peste 100 de elevi doar de la școlile noastre, afară de participanții, eu știu, reprezentanții ai unor instituții sau societăți comerciale de pe raza noastră. Dacă ar fi să vorbim un pic despre Săptămâna Mobilității, aș vrea să spun că vineri 16-a 9-a debutăm cu conexiuni mai bune, avem sâmbătă un flash mod, avem duminică promovarea unui mod de viață sănătos, sunt titlurile acțiunilor pe care le desfășurăm. Luni avem un tur al orașului pe jos și avem stabilite niște puncte pe care le vom atinge împreună cu participanții. Marți explorăm frumusețile naturii prin vizita pe care o vom face la barajul Poiana Uzului. Miercuri, mișcare prin competiție sportivă pe stadionul Uzu Dărmănești. Aici avem meci de fotbal, tenis de câmp. Și sigur, joi, încheiere activități, vom avea tot felul de premii, așa cum spunea doamna director. Aș vrea să o rog și pe doamna director Cenger, director la școala numărul 2, să ne spună câteva lucruri. Bună ziua, bine v-am găsit! De ani de zile, elevii școlii gimnaziale numărul 2 participă la cele două proiecte, Săptămâna Europeană a Mobilității și Let's Do It România, Ziua Curățeniei Naționale, care anul acesta este în parteneriat cu Asociația Montana. La fel și locația este una deosebită. Locația este malurile de la coada lacului, unde elevii vor face curățenie. S-au implicat cu foarte mult drag, iar educația ecologică, educația pentru sănătate, educația pentru mișcare, are un impact
pozitiv în educația copiilor în general. Anul acesta, Săptămâna Europeană a Mobilității are drept titlu Combină și deplasează-te. Bineînțeles, copiii vor participa cu tot felul de trotinete, biciclete, role la concursurile organizate de Primăria orașului Dărmănești și sunt foarte entuziasmați pentru că, așa cum a spus și doamna director, în anii trecuți au fost foarte frumos motivați. Sperăm să fie același impact și anul acesta, sperăm să participe cât mai mulți copii și să spunem un vino aici și comunității în general, părinți, bunici și alți cetățeni ai localității. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna director, pentru că anfitrionul acestei acțiuni sau acestor acțiuni este domnul viceprimar. O să-l rog să ne spună și dumnealui câteva cuvinte. Bună ziua și bine ne-am regăsit, pot zice, la ediția 21. Desfășurată cu ocazia Săptămânii Europene a Mobilității. Este ediția numărul 21 la nivel național și în orașul Dărmănești, cred că din anul 2016 nu s-a ratat, cred că, nicio ediție. Este o săptămână frumoasă, cu multă activitate. Copiii sunt entuziasmați. La finalul concursurilor de biciclete, role și șah și badminton, copiii vor fi premiați. Avem o tombolă. Anul trecut, pot să zic de la ediția anului trecut, premiul cel mare a fost o bicicletă, premiul 2 la tombola a fost o pereche de role și table de șac pentru ceilalți care au pasiunea să joace șac. În ceea ce privește campania Let's Do It Carpați, curățăm munții Carpați, am ales locația, cum zicea și doamna director, de la școala numărul 2, Poalele Munților Carpați, o zonă foarte frumoasă, barajul de la Poiana Uzului. Este o zonă destul de curată, dar facem această acțiune pentru a educa și a le duce copiilor și a le induce educația pentru un mediu mai curat. Mulțumesc și Doamne ajută să fie o săptămână cu spor și o acțiune de ecologizare foarte, foarte bună. Dacă domnii profesori prezenți aici vor să completeze ceva? Eu, ca de obicei, voi aștepta copiii la mișcare. Mâine, la ora 12, vom organiza un concurs de badminton în aer liber. La Dărmănești avem un grup numeros. Și la ora 1 va începe un concurs de șah. Domn profesor? Bună ziua! Eu, așa cum spunea și domnul primar și cu domnul viceprimar, de 6 ani de zile mă ocup cu partea organizatorică a acestor activități, concursuri de biciclete, role, trotinete. Mă bucur că de la an la an avem un număr și mai mare de copii. Anul acesta avem în jur de 120 de copii. Sperăm să iasă o activitate duminică, pentru că duminică se desfășoară acest concurs de la ora 10, să iasă o activitate plină de dinamism, acțiune și să cultivăm în acești copii, de la mic până la, de la vârstele mici până la vârstele mai mari, spiritul de a se deplasa, de a atrage acest aer care noi aici ne-l oferă Bunul Dumnezeu, foarte, foarte bun pentru plămânii noștri. Avem un avantaj enorm față de alte zone, acest aer ozonificat, care ne aduce multe beneficii. Și prin aceste acțiuni și activități care le vom desfășura în această săptămână a mobilității, vrem să dezvoltăm acest spirit în copii și în elevii din această localitate și nu numai în copii și în elevi. Mișcarea este bună la orice vârstă. Așa cum spunea și domnul primar,
avem activitățile începând de mâine, chiar de astăzi avem această ecologizare în acțiunea Let's Do It Carpați. Deja copiii sunt angrenați și desfășoară această activitate la ora la care noi desfășurăm această conferință. Mâine, domnul profesor la badminton, noi duminică cu aceste concursuri de biciclete, role, trotinete, luni, acel traseu. Deci avem un program bine stabilit, încărcat și sperăm din ce în ce mai mult să realizăm de la an la an acest proiect și această săptămână să fie un real succes. Mulțumesc și, așa cum spunea și domnul viceprimar, domnul Covar, să fim sănătoși, să le putem duce la capăt. Mulțumim. Dacă sunt ceva întrebări? Anii de pandemie, mă rog, mi-a făcut să fim altfel cu toții. S-a ajuns acum, s-a revenit la rolul inițial de participant la Săptămâna de Comunități. Da, inițial 2017-2018, înainte de pandemie, am înregistrat un număr mare de participanți, chiar această piațetă și strada din spate era plină de copii, sute de copii. Am înregistrat un regres în perioada de pandemie, când legislația ne-a constrâns, ne-a redus din activități, și observăm acum un trend ascendent, din nou dorința de mișcare, din nou dorința de acțiune a tinerilor, din nou suntem cumva surprinși plăcut de ideea asta de inițiativă din partea celor mici de a păstra curățenia, de a face ca natura să fie așa cum a lăsat-o Dumnezeu și de a atenționa adultul în special că nu e bine să ne batem joc de ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat. Și așa cum spuneam, observăm un trend ascendent, ne dorim să avem un număr mare de participanți. Am primit solicitări și am rămas plăcut surprins chiar pe mijloacele de comunicare mass media, solicitări din partea tinerilor, din partea copiilor din Dărmănești, care mi-au spus: vreau și eu să vin la această acțiune. I-am invitat pe toți. Sperăm ca și vremea să țină cu noi, să putem să ne desfășurăm activitatea așa cum am stabilit-o noi aici. Vom da și acele premii care sunt destul de tentante și acea tombolă pe care o facem noi. Da, sperăm să fie tot un planul pe care noi l-am gândit. Vă mulțumim! Mulțumim.